PSD-ul cere demisia imediată a membrilor care dețin funcții în administrația locală și care și-au mărit salariile. Liderul social-democraților din Olt, Marius Oprescu, dezaprobă ferm aceste acțiuni nedemne care contravin principiilor celei mai puternice organizații politice din țară. Cerem demisia din funcțiile administrative și politice a membrilor care și-au mărit nejustificat salariile, manifestând dispreț față de cetățenii Slatinei și față de colegilor. Această acțiune este inadmisibilă și contravine principiilor de transparență, integritate și etică profesională, spune Marius Oprescu, președintele PSD Olt. Liderul partidului consideră că performanțele echipei PSD Olt nu pot fi umbrite de acest grup izolat de membri care au dus la pierderea primăriei municipiului reședinței de județ. Situația actuală aduce în lumină motivele pentru care primăria Slatinei a fost pierdută. Echipa performantă a PSD Olt, care și-a câștigat încrederea prin ani de implicare socială și eforturi continue, nu trebuie târâtă în mizeria creată de astfel de acțiuni imorale. Marius Oprescu îndeamnă membrii PSD Olt să nu tolereze acest gen de comportamente și să nu se abată de la normele morale ale societății și de la principiile partidului. Este imperativ să ne distanțăm de astfel de comportamente și să readucem respectul și integritatea în funcțiile publice. Doar astfel putem recâștiga încrederea cetățenilor și putem continua munca de dezvoltare și susținere a comunității noastre. Rămânem dedicați promovării transparenței și integrității și vom lua măsuri ferme împotriva oricăror abateri de la aceste principii, a mai spus Marius Oprescu, președintele PSD Olt.